Salutare, troși, și bine v-am regăsit la un episod cu o reacție nouă pe acest canal. Mulțumesc, aproape suntem la 5.000 de subscriberi, mai ne trebuie 200 de subscriberi, cred. Suntem aproape 5.000 de subscriberi, așa că nu uitați să dați subscribe cine n-a dat până acum un like ca să facem cât mai multe like-uri la această reacție. Avem o reacție aici în care o să reacționăm. Am zis de mai multe o reacție, dar asta e treaba. Beto și mkapa 666, brrrr. Știți cum e piesa aia cu... Comedy spusi brrrr. Asta e brrrr. Da, și avem și aici... Hai, vreau să fac un fel de... De gen, avem mukbang combinat cu reacție. Pentru că avem aici... ce ne trebuie nouă ca să supraviețuim. Avem aici un... un Mac. Pentru că mi-era foame și am zis, hai să mă duc să-mi comand ceva. Și uite că am descoperit că, adică am scos și mkapa piesa, așa că hai să reacționăm. Nu uita să apăsăm un de like, v-am mai zis, hai să-i dăm drumul. Băi, mkapa anul ăsta, vreau să zic că, deci până la sfârșitul anului, ca să nu zic și anul viitor, că și anul viitor a scos bangere. Dar, deci mkapa anul ăsta... Până la sfârșitul anului, vă garantez eu că o să aibă două sau trei albume, mâncați-aș. La câte piese scoate, nu știu de ce nu face albume. Deci nu înțeleg de ce nu face albume, pentru că rupe, mâncați-aș, rupe. Deci are piese, scoate pe bandă rulantă piese, mâncați-aș. Hai să vedem. Stai să... Bun, asta așa, gata. Am dat like din prima pentru că am... De când am intrat pe videoclip. În primul rând, hai să uităm cum trebuie la acest acest peisaj. Deci avem aici, privindu-mi peste pazul, cu 10 miliarde de jocuri, o plasmă. Posterul ăsta aută Carar. Mă rog, nu știu ce înseamnă. În fine, aici avem un setup de gaming unde face Albert streaming sau ăsta e. Ăsta sau ăsta. Am văzut că s-a apucat Albert de CS:GO. Pe streaming, face ori pe ăsta, ori pe ăsta. În fine, pop cola aici. Și manetele se jucau băieții. Și cu ciocanii ceva la ușă, deja e groasă. Am vrut să aștept un pic, pentru că am crezut că e beat-ul de la piesa aia lui... Bine, piesă. Au făcut toți freestyle la ea. Beatbox se numește. Și au făcut toți, și The Baby, și Enaliceapă. Și am crezut că e instrumentalul de la piesa aia, dar nu e. Avem aici și... Astea le folosesc eu la ușă ca să nu se închide ușa. Și astea o folosesc ca să și pun la oglindă, nice. Hai să vedem. Deci ciocă ceva la ușă. Și că melodia asta pentru... Dați-vă dracu... Ma, m-am intrat pe Steam, mâncați. Ma. Le pun să îmi plimbe câinele. Îi plimbă nepoții mei să le fută fetițele. Ați dat dis, pregătiți-vă mormintele. Punem un apă beto că scoatem cuțitele. Bag 10 zenii, stai să-mi vezi pupilele. E ca la fotbal, noi facem echipele. Știi? Mamă, cine are... Cum se numește, mă? Nu, LSD, că LSD e... Pastilă. Cum trecu se numește, mă, epilepsie sau ceva de genul? Păi în cațe și e greu. Tot cartierul rezolvăm conflictele. Tu te dai la fosta mea. Ce gust are pula mea. Vorbim de gagică ta. O futem și o fute mafia. Tu te dai la fosta mea. Ce gust are pula mea. Vorbim de gagică ta. Ha? Cum vine asta? Ma.
Gagica mea putea să-mi fie mamă. Vărămiu că-mi duce o armată. Dar stai puțin că n-a avut sens aici. Vreau să zic că când a zis că fosta mea, ce gustare pula mea, e, după aia a zis că pe gagica ta o fute M6 Mafia. Ați înțeles ce am vrut să zic? Sau trebuie să explic? Adică fosta lui Beto se duce la ăla, dar gagica se duce la ei. Cam fac schimb, ce naiba se întâmplă? Masageata mea putea să-ți fie tată. Hai că da. De tine dacă ne vorbești de marfă. Eu conduc M6 și M6 conduce. Vreau 5%. A, și am uitat să mai pronunț ceva. Stai că o să dau mai în spate ca să aud versul. Mi-a zis cineva în comentarii că eu n-am treabă cu muzica. Gen, singurul coment acolo de hate, gen toate comentariile erau șmecheră, reacția nu știu ce. Bă, un coment acolo uitat de lume. Cred că s-a plictisit unul, a dat de videoclipul, de reacția mea de videoclipul meu și a zis, hai mă, să comentez și ăsta, mamă, ce nașpa e asta. Dar mi-a zis că n-am treabă cu muzica, ok. Nu i-am răspuns la nimic. M-am uitat eu în request-uri pe Instagram și același om anul trecut mi se pare că mi-a scris și că hai să facem o colaborare. Jur. Deci același om mi-a zis, bă, ești tare, îmi place canalul tău, să facem o colaborare. Bă, e nu știu, e ciudat să vezi oamenii cum se schimbă așa. Adică se schimbă așa pe față, mâncate, și gen, odată sunt cu tine, odată sunt împotriva ta, odată te plac, odată nu te plac. E, nu știu câți dintre voi simțiți chestia asta, dar eu o simt. Și asta e, ce, asta e lumea, asta cu asta trăim, noi contează, important e să fac content pentru cei care sunt alături mereu, nu pentru cei care sunt alături odată și după aia pleacă. Sau pentru cei care pleacă sau revin sau chestii de astea, înțelegeți? Pentru cei care sunt alături mereu, vă iubesc și o să vă iubesc mereu. Hai să continuăm reacția. Am vrut să pun o paranteză aici. Tine dacă ne vorbești de marfă. Eu conduc M6 și M6 conduce. Nice. Eu conduc M6 și M6 conduce. Nice. Și brigada ta o suge. Vă scoatem la treabă, sunteți fraierii cu fuste. Vorbim de sos, știi că al meu e cel mai iute. Mamă, băvărule, nu mai merge cu muzica asta, nu mai merge nimic, ce face? Hai că nu mai merge cu muzica dacă e. Băvărule, nu mai merge cu muzica, am făcut și eu 1.000.000 la spoitor. Sau, la nu, la freestyle a făcut 1.000.000. Am făcut și eu 1.000.000 la freestyle, dar nu mai merge cu muzica, mâncați. Și vine Albert cu banii și vorbește la bani. Uite, tatuajul ăsta vreau să-mi fac și exact așa. Gen ochiul lui Ra. Și mi-e chiar uitat. Chiar vreau să fac și eu tatuajul ăsta, îmi place mult. Hai, bă, cred că intrăm peste ăla. E clar. Tu te dai la fosta mea. Ce gustare pula mea. Vorbim de gagic. Ăla e berechet, da. Bă, berechet mi se pare că are cel mai șmecher drip. Deci berechet, îmi place mult dripul lui, cum se îmbracă și cum astea. Bă, e genial, om, mâncați. Și combină niște haine, mâncați și niște culori. Bă, e super tare, mă, mâncați. Și e super tare pentru gen să, bine, poți să, adică să-l copiezi, știi? Gen, e super tare să te îmbraci ca el sau chestii de astea. Eu mă inspir de la influencer, de la astea, pentru că nu pot, eu nu sunt în stare să mă îmbrac, gen, nu sunt un, cum se spune, mă, nu sunt o persoană care găsește mereu ce merge, înțelegi? Adică, de exemplu, eu nu mă îmbrac mereu cu, adică dacă vreau să ies din casă și n-am aceleași culori pe mine, adică, gen, hai să zicem că am hanoracul ăsta, e gri. Hanoracul ăsta gri, așa, da? Și dacă n-am ceva în picioare gri, eu nu pot să ies din casă. Deci nu pot. Și
cam așa e, de asta mă mai inspir de la influențele astea, pentru că ei știu să se îmbrace, înțelegeți? Și da. Și-a s-o fute mafia. Brr. Tu te dai la fosta mea. Brr. Brr. Ce gust are pula mea. Brr. Vorbim de gagică ta. Brr. Brr. O futem și-a s-o fute mafia. Sunteți gunoi. E greu cu noi. Sunteți gunoi. Ei, ia, ei, ia, ei, ia, ei, ia. Da. Sunteți gunoi, nu vă comparați cu noi. Pau, pau. Bă, șmecheră, piesa mi-a plăcut. Aveți în descriere dacă vreți să ascultați și voi. Aveți link în descriere. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut reacția. Un subscribe să facem 5.000. Mai avem 200 de abonați și facem 5.000 de abonați. Vă rog, dați și acolo un subscribe să facem 5.000 odată, că nu mai pot. Și... da, o să... deci, dacă dați subscribe, o să vă așteptați la multe... la multe din acest, din acest canal, pentru că o să încep și vlogurile în curând. O să încep prank-uri, o să încep farse, o să încep să ne ducem pe stat de la lume, să facem, să punem întrebări, pentru că eu sunt în Anglia acum. Și gen, o să fie... asta o să fie mult mai șmecher, pentru că o să vorbim cu persoane... în engleză, știți? Dar o să pun eu traduce și m-am gândit la multe, dar înainte să-mi iau camera aia pentru vloguri și trebuie să-mi iau camera aia neapărat. Deci camera aia ne oprește din a face content de calitate pe acest canal și sper să vină cât mai repede, da? Dar asta rămâne pe data viitoare, pe data viitoare. Când o să vină camera, atunci o să încep și vlogurile. V-am pupat, să aveți o seară cât mai fericită și mai troglodită. Așa ca voi, vă pup și vă iubesc.